sper să antrenez rapid, un ou rapid? Cândva? Mi s-a mai pus întrebarea asta. Păi nu, dar răspunde sincer. Ce? Până... Nu, e vorba de timing. E vorba de timing. Nu mâine. Te întreb. Ți-ar plăcea să sper să antrenezi nou? Mi-aș dori să antrenez toate echipele la care am jucat. Rapidul, Petrolul, Brașovul, cândva. Bun, acum, eu zic Rapidul că e special. Rapidul e special, acum știi și tu lucrul. Da, am jucat 10 ani, am luat 9 trofee. Asta zic. Sper să antrenez Rapidul cândva, apropo de timing. Cândva, da, dar acum, crede-mă, nu aș fi pregătit. Și nu profesional, ci mental. De ce? Pentru presiune? Da, este o presiune, se vrea campionatul și așa mai departe. Și acum cred că mi-ar mai trebui vreun an de zile, părerea mea. Adică asta simt. Profesional nu fac probleme, dar din punct de vedere mental probabil mi-ar mai trebui ceva timp. Așa, păi peste un an sau ceva de genul se termină contractul lui Mutu, așa că... Eu îi doresc tot bine din lume, să aibă multă baftă, pentru că a făcut o treabă bună acolo, chiar dacă au pierdut cu noi, au pierdut și cu Craiova. În continuare, pe înjumătățire Mutu este un antrenor de mare viitor, asta e părerea mea. Și acum și tu ești un antrenor de mare viitor, asta e părerea mea. Mulțumesc, avem mult de muncă,